Familia unei tinere de 24 de ani din Mehedinți acuză un medic ginecolog de malpraxis. Oamenii susțin că doctorul ar fi refuzat să o opereze pe fată, deși și-a dat seama că fătul pe care îl purta în pântec era mort. În replică, doctorul spune că nu are ce să-și reproșeze. Ieri dimineață fata s-a trezit în dureri. L-a sunat pe domnul doctor și l-a întrebat: domnul doctor, ce pot să fac? Am dureri. S-a dus la cabinet, a făcut iar ecograf, a plătit iar din nou 2,5 milioane. Era în ultima lună de sarcină și aștepta nerăbdătoare să-și vadă copilul. În loc de asta a primit o veste cutremurătoare. Se spune că copilul e mort de 6 săptămâni, odată de 7 zile, nu știe nimeni decât domnul doctor. În stare de șoc, tânăra abia mai a avut putere să meargă la spital. Acolo însă s-a internat. De atunci nu a interesat pe domnul doctor și pe nimeni de ea. Doctorul nici nu ne-a băgat în seamă. Și a spus să o luăm, să o ducem, să o luăm și să facem ce vrem cu ea, și doctorul a plecat acasă. Pentru salvare trebuia să plătim 12 milioane. Disperată, ieri după amiază, tânăra a fugit din maternitatea Mehedinți, fără să semneze nici măcar o foaie de externare. A plecat cu mașina personală spre spitalul din Craiova. În replică, medicii maternității spun că au făcut ce credeau că e mai bine pentru pacientă. Ce nu se face cezariană pe făc mort. Asta o știe orice medic. Ideal este declanșarea spontană a travalului. Operație cezariană la o femeie care nu are copii, o femeie care are 20 ceva de ani, înseamnă reducerea la jumătatea potențialului de a face copii. Nu există riscul să facă septicemie? Nu, membranele nu erau rupte. Rudele femeii sunt însă hotărâte să facă o plângere la Colegiul Medicilor împotriva ginecologului. Mădălin Voicu.